Nici anul acesta crescătorii de ovine nu ne dau vești bune în privința prețului cu care se va vinde carnea de miel. Aceștia anunță din nou creșteri. De Paști vom avea miei mari, însă prețul ar putea fi o problemă pentru mulți dintre noi. La fel ca în fiecare început de primăvară, crescătorii de oi spun că prețul kilogramului de carne de miel va crește pentru că și costurile lor au fost mai mari. Prețul furajelor iarna s-a luat o razna, costurile au fost cu mult mai ridicate. Noi am spus că dacă cu 25% mărim prețul la miel, nu ne acoperim costurile. Față și noastră socoteala, s-au consumat undeva la 70 de kilograme de porumb pe cap de oaie, înmulțiți cu 20, vedeți cât este. Pormă, numai fânul, care și ăla a fost un leu kilogramul. Anul trecut miei s-au vândut cu 25 de lei kilogramul. Anul acesta va fi în jur de 30 de lei, asta dacă și cererea nu va fi așa mare. Crescătorii spun că prețul ar trebui mărit cu 25% pentru a-și acoperi cheltuielile. Dacă ajungem la 30, e o pic de creștere care cât ne mai acoperă din costuri. Asta ne îngrijorează puterea de cumpărare a populației, care simțim de la o zi la alta că scade puterea de cumpărare. La începutul lunii mai, miei vor avea o greutate de 15-20 de kilograme la carcasă.